M-am speriat, mai preiau asta cu să rămână la Dumnezeu? Este rezultatul și care la Timișoara, la Dumnezeu. Încercăm să... să desituăm la un nivel mai înalt. Mulțumim pentru că ați venit la conferința noastră de presă. Ea este prilejuită de dezbaterile intense pe proiectul de buget pe care l-a propus actuala administrație, condusă de actualul primar, domnul Boroș. Ați urmărit, ați fost prezenți și la dezbaterea din 29 februarie și la ședința din 9 martie și ați constatat probabil că grupul consilierilor PSD a formulat amendamente, ele au făcut obiectul unei alte conferințe de presă, așadar știm faptul că suntem de acord să votăm acest buget cu acele obiective legate de școală, de educație, pe care le știți deja și nu o să le mai reiau. Între timp s-au produs mai multe evenimente, în primul rând problema legată de problema medicală survenită la nivel național și care a făcut obiectul unei solicitări venită din partea spitalului municipal Elena Beldiman, iar această solicitare ca urmare a intervenției consilierilor PSD a fost satisfăcută. Poate ați reținut că în timpul ședinței din 9 martie propunerea noastră a fost ca proiectul referitor la excedentul bugetar să fie discutat și votat înaintea proiectului de buget, lucru care s-a și întâmplat cu votul tuturor consilierilor. Și acest proiect a fost amendat tocmai în scopul satisfacerii necesarului trimis de către spital. Dacă țin bine minte sumele, excedentul era în jurul a 70 de miliarde de lei vechi, solicitarea spitalului se cifra în jurul a 6 miliarde de lei vechi. Amendament care a fost formulat și care a fost aprobat. Și care a fost aprobat de către consilieri. Sigur, încă nu avem procesul verbal al ședinței din 9 martie. L-am solicitat tocmai pentru a vedea dacă este relatată corect discuția care a avut loc, oricum este înregistrarea și se poate verifica lucrul acesta. Prin urmare, și în conformitate cu legea, excedentul poate fi folosit și în lipsa aprobării bugetului pentru a se rezolva situații de criză de tipul acesta, dar și pentru a se rezolva alte situații, precum cheltuielile salariale invocate de către domnul primar, din ce am înțeles, în mai multe rânduri, în urma unei solicitări pe care primăria o face către finanțe, sumele din excedentul bugetar pot fi folosite pentru satisfacerea cheltuielilor de personal, care înseamnă și salarii, bineînțeles, indemnizații, tot ceea ce intră în această categorie bugetară. Așadar, nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Lucrurile sunt prevăzute în lege, domnul primar trebuie doar să o aplice așa cum trebuie. Tot în ceea ce privește proiectele în derulare, sumele din excedent pot fi utilizate în ceea ce privește plățile necesare execuției acestor proiecte aflate în derulare. Așadar, și din acest punct de vedere, situația este sub control. Nu e nevoie de alte artificii financiare decât cele care sunt prevăzute în lege. Și legea este foarte clară în sensul ăsta. În ceea ce privește bugetul propriu-zis,
Trebuie să vă reamintesc că legea bugetului de stat a fost publicată în Monitorul Oficial 6 ianuarie 2020 și că în 25 februarie a expirat data limită a termenului legal de adoptare a bugetului local. Așadar, în data de 29 februarie, depășiserăm deja cu 4 zile termenul legal în care trebuia să fie adoptat proiectul de buget. Bun, nu am insistat asupra acestui fapt pentru că evident că era necesară discuția pe acest proiect foarte important, dar trebuie să știm lucrul acesta, că actuala administrație nu s-a plasat în termenul legal prevăzut de legea finanțelor publice locale. Așadar, putem să dăm, bineînțeles, și articolul de lege, articolul 129 din legea 273, care spune așa: dacă bugetul unității administrativ-teritoriale nu poate fi adoptat după 2 ședințe consecutive, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar numai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Cred că prevederile sunt foarte clare. În ceea ce privește buna desfășurare cotidiană a activității aparatului administrativ, în aceeași lege, articolul 5, se precizează următoarele: primarei, președinții Consiliilor Județene, respectiv primarul general al municipiului București, aflați în situația prevăzută la alineatul 7, în fine, aplică în anul financiar în curs ultimul buget aprobat, actualizat cu sumele repartizate, în anul curent, de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget. Prin urmare, se pot cheltui lunar 1/12, o 12-ime din bugetul pe anul trecut, pentru a se acoperi toate problemele care se ivesc la nivelul unei administrații locale oarecare din acest stat, din România. Așadar, nu cred că ne aflăm într-o situație, să spunem, extraordinară, căreia să nu-i fi făcut față domnul primar Boroș. Revin cu problema excedentului. Și ea prevăzută la articolul 58 din aceeași lege și care vorbește tocmai despre excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar și care prevede faptul că se poate utiliza acest excedent în baza hotărârilor autorităților deliberative, adică a consiliilor locale. Astfel, la A, litera A, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. La litera B, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli de la secțiunile de funcționare și dezvoltare. Așadar, în baza acestor prevederi legale, nu suntem în situațiile invocate în mod dramatic sau melodramatic mai degrabă, că e o dramoletă de proastă calitate, pe care le invocă domnul primar. Consilierii PSD își manifestă încă o dată disponibilitatea să participe la o ședință de îndată, extraordinară, de care dorește dumnealui, dar la care să știm ce discutăm. Pentru că în convocarea ședinței de îndată de ieri, de la ora 14 parcă, nu știam care sunt documentele necesare, ce proiect de buget vrem să aprobăm. Adică, nu puteam să ne prezentăm la o ședință doar să ridicăm mâna, așa cum dorește domnul Boroș. Proiectul de buget prevăzut a se discuta în ședința de ieri, nu a fost publicat pe platformă, pe site-ul primăriei, pe platformă.
Am fost doar anunțați să ne prezentăm la o ședință fără să știm ce discutăm în cadrul acelei ședințe. Sigur că noi puteam să bănuim, dar nu trebuie să respectăm niște rigori legale, normale, firești, minimale. Noi așa considerăm. Suntem anunțați că pe măsură ce astăzi abia, la ora 15, că pe măsură ce se vor primi din partea tuturor departamentelor primăriei informații, ele vor fi publicate pe platformă și deci să sperăm că la ora 15 vom ști ce vom discuta, cum arată noul proiect de buget așa cum și îl concepe actuala administrație și să știm ce anume discutăm. Oricum ar fi, ne menținem foarte ferm poziția noastră referitoare la susținerea amendamentelor noastre care vizează școala Bârlădeană. Domnul Boroș a fost votat de mulți dintre reprezentanții școlii bârlădene și n-a făcut nimic pentru ei în toți acești 4 ani de mandat. Vrem să-i oferim oportunitatea ca măcar la final să asculte și de nevoile lor. Iar printre cele mai reprezentative școli sunt cele pe care le știți, Colegiul Codreanu și Liceul Eminescu. Așadar, vom vota bugetul cu amendamentele pe care ni le susținem în continuare și ne le vom susține și în cadrul acestei ședințe. Tot legat de buget, dar la nivel informal mai degrabă, a circulat pe holurile primăriei și cred că nu numai acolo, informația referitoare la faptul că unii consilieri sunt amenințați să nu voteze, să se abțină de la votul pe proiectul de buget, pentru că ar putea să fie la anii denunțați, pentru că sunt în conflict de interese. Lucrul acesta este inacceptabil și nu este prima oară când se întâmplă acest tip de presiune, pentru că încă de la începutul acestui mandat, reprezentanții ai Partidului Național Liberal au folosit acest tip de presiune tocmai pentru a-i demotiva pe colegii noștri. Iar lucrul acesta trebuie să înceteze. E de altfel și absurd. Domnul primar susține că doamna viceprimar ar fi trebuit să fie prezentă și să voteze bugetul după ce tot Partidul Național Liberal a susținut în fel și chip că ar fi în conflict de interese. Păi să ne hotărâm. Este în conflict de interese și deci nu poate participa și nu poate vota proiectul de buget? Sau nu este în conflict de interese? Când îi convine domnului Boroș, e conflict de interese, când îi convine domnului primar, nu este conflict de interese. Din punctul nostru de vedere, nu există acest conflict de interese. E de altfel iarăși amuzant să constatăm că doamna consilier Radu s-a abținut de la vot, a spus că nu participă la vot în ședința din 9 martie, în timp ce anul trecut a votat proiectul de buget. Păi un pic de consecvență cred că ar trebui să avem. Un pic mai multă consecvență. Cred că ar trebui să fie. Mai ales că suntem persoane publice. Tot în acest proiect de buget sunt niște nelămuriri pe care vrem să le... Poate să se lămuresc până la ședința de la 15. Pentru că noi am votat un proiect referitor la celebra lucrare de la școala Iacov Antonovici, despre care s-a discutat, nu? Am votat un proiect, proiectul 421 din 16 decembrie 2019, dar acest proiect nu apare în proiectul de buget așa cum a fost el publicat de administrație încă de la început. Deci nu știm ce valoare are acest proiect, câți bani alocăm. Acolo lucrările au început deja. Știți foarte bine că aceste lucrări au stârnit reacții de opoziție din partea locuitorilor care chiar au dat în judecată administrația. Bun, avem această problemă.
legată de raportul dintre administrație și cetățean, la care iarăși a rămas corigent domnul Boroș, dar avem și o problemă strict de legalitate, pentru că valoarea acestui proiect, nu, de fapt nu apare denumirea acestui proiect în buget. Ce finanțăm noi acolo? În ce valoare? Ca să știm lucrul ăsta. Sunt niște necunoscute care până la momentul acesta, iată, suntem în fața unei treia ședințe în care va trebui să discutăm acest proiect de buget și încă nu știm lucruri foarte importante. Sigur că pe lângă doamna viceprimar au mai fost și alții vizați de asemenea acțiuni de intimidare la care recurg reprezentanții PNL. Domnul Apostol a fost și el unul dintre ei. Inclusiv domnul Sârbu, înțeleg că acum nu mai există o relație armonioasă și domnul Sârbu însuși a fost amenințat, se pare. Asta este stilul de a face politică al reprezentanților PNL. Da, așadar, încă o dată reiterăm disponibilitatea noastră de a participa la orice dezbatere în limitele legii, să știm ce anume trebuie să dezbatem și faptul că ne vom susține, ne vom bate pentru amendamentele noastre și proiectul va trece cu acestea sau nu vor beneficia de sprijinul nostru, de votul nostru. Iar lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă domnul Boroș atunci când se duce să discute cu cetățenii, să spună despre faptul că nimic important în acest mandat nu a trecut fără sprijinul consilierilor Partidului Social Democrat. Cam astea au fost principalele lucruri pe care vreau să vi le transmit. Dacă sunt întrebări. O nouă ședință, da? Este... Nu, încă nu. Am primit un mesaj că pe măsură ce informațiile vor ajunge la Consiliul Local, la doamna Alina Enache, ele vor fi publicate de pe site. Altfel, ieri ați avut ocazia să constatați că aceste informații nu au fost publicate, aceste documente anexe la proiectul de buget, ce ar fi trebuit să se discute la ora 14, nu au fost publicate pe site. Așadar, ne-am fi dus să discutăm ceea ce ne ar fi povestit la fața locului domnul primar, probabil și reprezentanții ai primăriei. Ar fi trebuit să știm, având în vedere importanța acestui proiect, să știm din timp, măcar cu câteva ore. Păi, da, sunt întrebări, cred că, pe care va trebui să le lămurească, să le răspundă la ele domnul primar. Să ne răspundă nouă. Să ne răspundă nouă. Da, avem câții noștri, da, la nivel local. E adevărat. Am o întrebare. Vă rog, doamna. Cum mai de trebuie că vă susțineți amendamentele și că dacă nu se aprobă, pe vot apreciat. Eu vreau să vă întreb. Deci ce la ședința ordinară pe 9 martie nu vi le-ați susținut? Le-am susținut. Au fost trei, la supuse la vot, trei variante. A doua variantă, cred că au fost amendamentele propuse de PSD și numai 5 voturi au votat. Din 10 consilieri PSD, numai 5. Nu erau 10 consilieri PSD, erau 9 consilieri PSD, rămăseseră 9 consilieri PSD. Păi putem să verificăm și filmul, dar erau 9 consilieri PSD. La discuțiile pe buget au fost toți. Da? Între timp însă, doamna viceprimar, în urma unei probleme personale, a părăsit ședința. Putem verifica pe film. Eu sunt sigur că a fost așa. A fost, cred că, o neînțelegere acolo, pentru că nu mai știam exact. Dumnealor au venit cu amendamentele legate de alte obiective, bineînțeles, imediat înainte de vot. Și cred că nu ne-am coordonat foarte bine. Oricum, nu am fi avut majoritatea să trecem bugetul cu amendamentele noastre, având în vedere că eram 9 și că ceilalți oricum nu au votat. Și oricum nu au votat. Ne-am susținut amendamentele, le-am susținut. Le-am susținut și v-am spus că a fost o problemă de coordonare. Deci, consilier, știți ceva de situația care a venit în țară? Avem comitet de
CERS, comitente, comiții, comitate, atâtea comitete la primărie, știți ceva? Informările... Înțeleg că nu avem cazuri în Bârlad, înțeleg că există două obiective, unul este spitalul, altul este hotelul clubului sportiv școlar și ele au, să spunem, meniri diferite, dar ceea ce știu, știu pe surse mai mult, nu cunosc de la reprezentanții primăriei date legate de acest fel în timpul ședinței ordinare. La proiectul pe buget, reprezentanții spitalului ne-au vorbit despre acele containere care sunt necesare în vederea izolării persoanelor care sunt bănuite, să spunem, a fi infectate cu coronavirus, în timp ce la... Exact. Sau care sunt... pentru izolare și pentru carantină. Sunt două obiective diferite. Hotelul CSS pentru carantină și spital pentru izolare. Astea au fost informările, nu știm mare lucru, poate că o să ne spun astăzi mai multe reprezentanții primăriei. Vreau să vă întreb ceva ca să-mi fac lumină. Spuneați la un moment dat că astăzi veți participa doar dacă materialele se vor ca în timp util pe platforma consilierilor locali. Așteptați niște lămuriri pentru proiectul de la Școala Episcop Antonovici? Da, e vorba de acea străpungere, da, pentru a fluidiza traficul în acea zonă și care a fost votată ca proiect de sine stătător în decembrie 2019, dar nu se regăsește finanțată în acest proiect, sau nu se regăsea finanțată în proiectul de buget. Nu trebuie să fie bugetată această lucrare, ea se execută deja, nu e în... plină desfășurare acest proiect. Și nu este în proiectul de buget asumat de administrație. Bun, dar în cazul în care este clar, datorită, s-a mai corect spus, experienței anterioare în cadrul ședinței ordinare, autoritatea locală a fost de acord cu amendamentele propuse de consilierii PSD. Când? În cadrul bugetului. Dumneavoastră ați venit cu niște amendamente. Ceea ce spunea și Adriana, primul ați... Le-am susținut. Nu v-ați coordonat. Le-am susținut. Le-a susținut. Cu tărie. Bun, în cazul în care aceste amendamente au primit girul, ghilimele de rigoare, au... Dacă îl primesc. Adică vă referiți la viitor. Da, de vota bugetul. Da. Nu are nicio legătură cu șantajul, propriu zis, cu negocierile de la Reiser, în schimbul managerului, să votați bugetul orașului? Păi, înțeleg că a fost un articol apărut recent care se insinua acest lucru și chiar mulțumesc că ați pus această întrebare pentru că nu există absolut nicio legătură. Fără să fie nimic oficial, înțeleg că a fost o întrunire a Consiliului de Administrație al acestei societăți. Nu? Poate îmi spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat în cadrul acestei ședințe. Da, nu știu unde este publicată. În ce? Poftim? Așa, și ce prevede? A fost acceptată demisia doamnei director, înțeleg, nu? A fost acceptată acea demisie, da. Bun, și atunci, în ce constă acest șantaj? Noi avem niște amendamente pe care ne le susținem în continuare. A fost păstrată în funcție? Nu a fost păstrată în funcție, adică de fapt pur și simplu s-a dat curs acelei demisii. Doamna Ursu nu mai este directorul societății Reiser S.A. Noi suntem în situația de a discuta bugetul și de a îl promova pe acesta dacă amendamentele noastre sunt aprobate, acceptate. Legat de anunțul făcut domnul Gâlean de ședința ordinară, că este demisia, a mai depus-o la partid? Vine astăzi la ședință, știți ceva? Cred că vine. Cred că o să vină domnul consilier Gâlea. Noi îl considerăm în continuare colegul nostru. Nu știu să fie o demisie înregistrată la partid. Nu cunosc lucrul acesta, nu m-a informat nimeni. Știu că dumnealui spunea ceva la sfârșitul ședinței. Eu n-am fost personal până la final. Înțeleg că urma să depună o hârtie, pentru că era la viitor exprimarea. Urmează să depună o hârtie.
Fapt care, după cunoștințele mele, nu s-a întâmplat. Ați identificat pentru amendamentele pe care le-ați depus la buget și surse de finanțare? Pentru că există. Probleme a fost exact acest lucru. S-a discutat că nu există, nu ați stabilit sursele de finanțare. Noi am identificat încă din 29 februarie, de fapt, încă din ședințele de comisii, de la ședința din 29 februarie, am identificat aceste surse de finanțare. Sigur că ultima oară când am formulat aceste amendamente nu am mai precizat sursele, dar ele se știau deja. Oricum, dacă mă întrebați la momentul acesta, fără să am neapărat foarte exact în minte, mai ales că suntem și într-o situație de criză și că nu trebuie să mai fim risipitori, sunt sume care se duc în serviciul de ecarisaj concesionat și care nu se văd absolut deloc, pentru că este o catastrofă ceea ce se întâmplă cu acest serviciu și cu firma care, sau firmele, nu știm exact nici acum, nu s-a lămurit nici aspectul ăsta. Apropo, dacă tot am deschis această discuție, acest subiect, sunt alocate niște sume destul de mari pentru firmele care fac acest serviciu de ecarisaj, dar noi încă nu știm exact ce s-a întâmplat în urma licitației respective. Contractul, licitația a fost încheiată de, a fost câștigată de o asociație, iar contractul de concesionare a serviciului de ecarisaj s-a încheiat cu asociere, nu cu asociație. Este o deosebire importantă. Domnul primar nu a dat încă răspuns la această întrebare legată de această ambiguitate, dacă să nu spun mai mult, poate chiar ilegalitate. Sunt suficiente surse de finanțare în buget, astfel încât toate aceste proiecte să fie aprobate. Diferența este, efortul bugetar presupus de acele amendamente reprezintă o parte infimă din totalul bugetului, în jur de 5%, 6%, ceva de genul acesta. Din totalul bugetului estimat pe anul acesta. De ce nu ați fost de acord, apropo de chestia asta? De ce nu ați fost de acord la inițiativa domnului consilier Luca Parc? Așa, să luați bani de la Raiser, urmând ca aceștia să primească banii care m-ați făcut și anul trecut printr-o nouă rectificare bugetară, vorba de proiect. 6 miliarde, să știu, poate e ceva de genul. Deci să luați banii aceștia pentru amendamentele PSD de la Raiser și după aceea să faci să întâlnească cele mele și să treau o rectificare cu buget în cazul Raiserului. Dar nu avem o problemă să se ia de niciunde acești bani. Care e chestia? Era a treia variantă. A treia variantă de buget? Au fost trei variante. A fost prima variantă cu amendamentele consilierilor liberali, a doua variantă cu amendamentele noastre și a treia cu amendamentul domnului Todireasa. Nu, amendamentul domnului Todireasa s-a supus la vot. Nu știm, eu știu foarte bine ce am votat acolo, dar era amendamentul domnului Todireasa, a treia variantă care s-a supus la vot. Prima variantă a fost cea a consilierilor liberale. Prima variantă supusă la vot. Și varianta respectivă era și cea legată probabil de acea, să spunem, mutare, nu, a banilor dintr-o parte în alta, din bugetul Raiserului în alte obiective. Pentru că dacă faptul anului bugetului total, Raiser nu se cheltuie cu toți într-o lună. Și era logic, poate fi bani. Dar să pot lua bani din multe alte părți, nu numai din bugetul Raiserului, și din bugetul poliției locale, și din alte părți, da? Mai ales că în proiectul acesta de buget, eu am văzut că în ceea ce privește finanțarea școlilor avem o mare problemă, dacă tot am pomenit de situația asta, și că în ceea ce privește alocarea sumelor, pe finanțarea per elev, deci finanțarea de bază în învățământ, școlile nu au primit atât cât ar fi trebuit să primească. Spre exemplu, la Liceul Codreanu, necesarul pentru acoperirea deplasărilor la competițiile naționale, bun, e adevărat, între timp acestea s-ar putea să fie suspendate. Alea județene nu sunt suspendate, cele naționale încă nu sunt suspendate. Poftim? Județene și regionale. Cele naționale încă nu, tocmai pentru că ele sunt după perioada de suspendare a cursurilor programate. Ei bine, și încă la ora aceasta avem o diferență
de câteva mii de lei, spre exemplu, pentru liceul Codreanu, pe care municipalitatea nu a acordat-o. Școala a cerut 11.000, a primit 6.000. Asta în ceea ce privește alocarea unor resurse bugetare sau mutarea lor dintr-o parte în alta. Da. Așadar, nu avem o problemă cu votarea bugetului încă o dată, doar ca amendamentele acestea să fie trecute, pentru că așa mi se pare normal, având în vedere susținerea de care s-a bucurat această administrație din partea noastră în momentele importante ale activității sale. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog. Dacă nu, mulțumesc. Thank you.